Gata. Gata, asta spuneam. Mărica, am lăsat împărțirea asta, am sperat ca în pauze cineva să lucreze, dar nu s-a întâmplat așa. Nu. Nici eu, nici tu n-am lucrat și să o urmărim de acolo unde uneori rămas ea. Știi că ultimul rest, de fapt ultimul rest a însemnat de parcă am avea de făcut împărțirea 64.800 sau ce este, da. Nu, 648.000, că am pus 0, da. 280, împărțit la ce? Deci ca și cum ar fi start, tot aceeași chestie este. Că noi, de fiecare dată când obținem primul rest, al doilea, e de parcă suntem în situația unei noi împărțiri, de la bun început. Cam așa trebuie văzut. Așa că, să vedem, din nou 6 cifre, merge de câte ori de ca 9 în 64, 9 în 64. Ok. 9 în 64. 9 ori cât fac aproape 64? 6. 6 ori 9, 54, da? 54. 6 ori 9. Nu așa vine. 54. 6 ori 7, nu, 9 ori 7. De ce 9 ori 7? Adică să zic, să încercăm tot de 7 ori. Dacă aș încerca tot de 7 ori, aș obține 65, 5, 4, 5, 2. Ori da. Noi avem 64, deci tu ai observat bine că nu merită să luăm de 7 ori, chit că am avea spațiu, ca în urma înmulțirii de 7 ori, am văzut că depășește 65. Atunci îl luăm de 6 ori. Te rog. 6 ori 6. Imediat. Ok, gata. Da. Scuze. Șase ori șase, 36. 6 și 3. 3 în minte. Șase ori 3. 18 și cu 3, 21. 21, 1 și 2. 1 și 2 în minte. 6 ori 6, iarăși 36 și cu 2, 38. Da. Trei în minte. 6 ori 3, 18 și cu 3, 21. Da. 6 ori 9, 54 și cu 2, 56. Da, de ce nu mai mă... am scris-o greșit. 56, da? Bine. Hai, repede scăderea. 4. 4, da. 6. Deci 6. Deci, da, corect, 6. 4. Da. 6. Da. 8. 8. Da, și nimic. 86.000, e 93.000, e bun, e bine, punem un 0 și continuăm. Da. Sunt de nou 6 cifre, deci primele două rămân la dispoziție, 9 în primele două. Eu zic 86. De 9 ori. De 9 ori. Așa zic și eu, încercăm de 9 ori să vedem cine iese. Pe 9, 91, da.
9 ori 6, 54. Da, 54 și 5. Așa. 9 ori 3, 27 și cu 5, 32. 32. 3 în minte. 9 ori 6, 54 și cu 3, 57. Da. 5 în minte. 9 ori 3, 27 și cu 5, 32. Da. 9 ori 9, 81 și cu 3, 84. 84. Deci e bine. E bine. Hai să vedem scăderea. 6. De fapt, noi am luat maxim cu putințe. 9, da? Era pericol să depășească. Și ne-am încadrat. Asta ai vrut să spui tu, da? 4 din 10, 6. 6. 1. Da. 9. Da. 1. E bine, oare 9 acolo? E bine, da? Din 16, că nu ne-am împrumutat. E bine, vă gândiți bine. Mergem mai departe. 2 din 3. 1. Da. 2. Nimic. 2 și nimic. 21 de mii, bine. Poți să dai un pic mai în jos camera? Da. Cam prea... nu, e bine, e bine, e bine. Bine, da, și-a revenit un pic. Așa. Deci, ca nou în 21. Eu zic de... acum de două ori. De două ori, da. Hai, mergi mai repede, că cu 2 înmulțirea, 2 ori 6. Un pic mai în sus camera. Dar uite-te pe căițelul tău. Știu, dar se vadă și prietenii. Cum se vede sus. Acum îi se vede, nu? E mai în jos acum. A, tu ai vrut așa. E bine acum, nu? Ia vezi. Acum e perfect. Așa. Dar deja avem înmulțire cu 2. Păi cu 2. Hai. Una, am mai făcut undeva cu 2, dar da. Nu mai uite. Acum o facem repede noi. E ușor de făcut. 2 ori 6, 12. 2 ori 6, 12. 2, 1 în minte. 2 ori 3, 6 și 1, 7. 2 ori 6, 12 și cu 1 în minte. 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. 2 ori 9, 18. Corect. 8. Așa. 9. 7 din 15, nu? Ah. Da. 7 din 15? 8. 8. 7. De ce 7? Că e 2 din 10. Dar nu am luat... Am luat 1. Pe 1 l-am luat și l-am... Da, scuze. 8. Da. Acum 1. 1. 3. 3 și... Iată că ăsta e rezultatul, 31 de mii. Și câte cifre am obținut, dacă le numărăm, cifrele la cât? De la partea zecimală, da? Deci de la cât e bine.
Avem 2, 4, 6, 8, 10 cifre. Deci am condus împărțirea până când am obținut 10 cifre la partea decimală și constatăm că încă nu a apărut momentul de repetiție, fiindcă nu apare un rest care să fi fost vreodată găsit. Dar mai cum a apărut 2-ul de aici? Dar nu cred că va fi 5, 5, 7, 3, 7, 6, 9. Nu cred că se repete. Poate mai jos camera ca să scriu și eu? Da. Nu e... E perfect acum, nu mai mișca. Da. Imediat, doar să scriu ultima cifră aici. Ok, gata. Bun. Deci spuneam că urmărind noi resturile, așa cu săgeata asta care le-am, la care am tot pus-o, săgeata îmi indică câte resturi am avut în timpul lucrului de până la momentul ăsta. Și observăm că avem 2, 4, 6, 8, 10 resturi. Era de așteptat cât 10 trebuie să fie, pentru că aici avem, nu, situația asta de 10 cifre obținute. Și nu s-a întâmplat ca vreun rest să se repete. Deci urmărind primul rest, nu se repetă până la al 10-lea. La fel, al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea, până la al 10-lea nu se repetă. Asta înseamnă că împărțirea poate să dureze, poate să ne coste foarte mult timp în continuare. Eu oricât m-aș fi străduit să-ți dau un exemplu prin care să spun că există și împărțiri care au un număr de decimale finit uneori, se poate întâmpla să se sfârșească undeva, ăsta acolo așa cum a pornit, da, nu. Continuăm. Deci nu știu dacă va avea un număr finit. Că s-ar putea, la un loc încolo, să înceapă să apară un rest identic. Acel rest care va apare va începe să determine repetiția grupului de cifre. Și continuăm sau ce facem? Păi asta vreau să spun, că ne oprim aici, nu o să mai continui, pentru că nu știu cât timp va mai dura. Și doar așa instructiv a fost. Continui eu ca temă atunci. Uite că dacă faci așa o surpriză, știi că dacă tu mai obții încă 5 decimale, eu sunt cel mai fericit. Da. Numai 5, da? Deci continui tu. Este extraordinar ca până la ora 6, când la 5, la 5 când ne întâlnim, tu mai obții tu 5 decimale. Asta, uite, că vin cu o inițiativă și care îmi place foarte tare. Cum pare că o să reușesc? Și eu. Da, sunt convins că reușești. Numai vreau să zic, trebuie să crezi că poți să continui și mai obții încă 50 mari. Ai toate șansele. S-ar putea ca să observi să se repete la un loc încolo și numai 40 mari și vezi grupul că se repetă, dar asta e cazul tău fericit. Iar dacă nu se repetă, înseamnă că 50 mari și cu asta avem încă dovada clară că există și astfel de fracții. Noi am sperat ca fracția aceasta să fie la un moment dat să fie simplificabilă. N-a fost să fie. N-a acceptat nici pe 2, nici pe 3, nici pe 17. Nu? Și numele așa mari cum au fost, fracția a fost subunitară. Am început să muncim acolo și ne-am trezit că nu putem să finalizăm. Am să vorbesc ceva despre mulțimi acum. Da? Mulțimi. Am tot, ne-am întâlnit cu chestia asta și am zis că îți voi vorbi cât de curând. Iată că a venit și timpul ăsta. Mulțimi. Rica, foarte des în toată activitatea asta din practică, întâlnim noțiunea de mulțime. Adică e vorba de mai multe obiecte la un loc.
Și pe care le punem în două acolade. Deci obiectele respective le punem acolo în acolade și spunem. Mulțimea formată dintr-un scaun și masă. Deci eu am precizat două obiecte despre care acum am amintit, un scaun și o masă. Dar dacă le-am denumit, le-am pus concret între două acolade. Și se notează mulțimea asta cu o literă mare, de regulă. Da? Cu A mare. Deci A mare e mulțimea formată dintr-o masă și un scaun. Un alt exemplu. Dăm tu un alt exemplu de mulțime în care să indici obiectele. Ia uite că mie mi-a și spus Maria și Mihai. Dar nu sunt obiect. Da, nu neapărat. Nu. Uite, au venit foarte bine cu exemplul ăsta. Nu obiecte neapărat, și ființe, și cățel, și purcel. Dar importanță, orice. Da? Orice. Deci Maria și Mihai. Două obiecte. Două ființe. Da? Deci, aici pot să adaug încă din mai dacă vrei. Cristi. Nu, zi Marius. Cristi, dacă eu o să obișnui mai mult cu Cristi. Marius. Și Mihaela. Este mulțimea formată din membrii familiei Ursul. Da? Ursul Cristian. Acum, eu i-am indicat perfect pe fiecare, dar știi că mai am și o variantă de a indica prin a spune membrii familiei Ursul. Și atunci, nu-i mai spun Maria, Mihai, Cristi și Mihaela, să subînțeleg. Deci pot să dau și așa. Ce egal cu mulțimea. Și spun ca este aceeași, dar indic o proprietate. Membrii familiei. Deci, ce egal cu mulțimea membrilor familiei Ursul. Deci, dacă am zis numai Ursul, intră toți urșii din, de oriunde ar fi din lume. De aceea mai adăugăm Ursul Cristian. Ursul și adaug și precizarea cât mai clară. Ursul Cristian. Atunci e vorba de doar membrii familiei și dacă mai sunt de alt ursul Cristian, tu vei spui dacă mai sunt de alt ursul Cristian în țară. Da. Atunci spun, care locuiesc în, mai adaug un indiciu mai clar, care locuiesc în Otopeni. Care? Dacă există un alt Marius. Ca dacă există așa, care stau pe strada nu știu care. Deci viu cu indiciu. Dacă același bloc sau stradă. Dacă sunt așa, stai la etajul întâi. Nu, apartamentul. Și apartamentul. Și apartamentul. Apartamentul ăla. Nu poate să fie în același apartament. Ba da, deci, la pereți. Vezi, eu am evitat să-i mai numesc Maria, Mihai, Cristi și Mihaela și am indicat o proprietate comună, că stau în același apartament, dacă vrei să mă duc până la nivelul apartamentului și adresei respective. Da? Deci sunt două modalități de a indica. Ori indic concret prin numele lor, ori indic o proprietate care îi caracterizează, aceea că sunt membrii ai aceleași familii, că locuiesc în nu știu ce, la ce adresă. Deci două variante avem. Ori spun, nu? D egal cu Stan și Bran. Stan și Bran. Da. Sunt cei doi, Stan și Bran, mari actori. Sunt la pian. Da? Și o altă caracteristică a lor, că sunt, cum să zic, tot timpul colaboratori, sunt tot timpul scenete de acestea, de umor. Așa. Ce am înțeles? Că o mulțime poate fi dată în două moduri. Fie indicând elementele, precizându-le, și o altă variantă, indicând o proprietate comună.
Bună, mai dau elevii din clasa a cincea, tu ce clasă? A cincea B sau ce clasă? Cincea A, cincea B, să zic așa. Elevii din clasa a cincea B care au, care poartă ochelari. Când am indicat elevii din clasa a cincea care poartă ochelari, apoi eu m-am dus direct la clasa a cincea și ce caracteristică au ei? Că poartă ochelari. Și nu m-am referit că este X sau Y numele lor, ci le-am indicat această caracteristică, că au, poartă ochelari. Deci, vezi, o mulțime poate fi dată în două variante. Hai să precizăm această chestiune. Da. Scriem așa, dar ce aflăm? Mulțime. Deci scriem așa, dar după aia ce aflăm? Nu, deocamdată vreau să precizez cum se indică o mulțime. Care este procedeul de a indica o mulțime? O să începem să facem operații cu mulțime, o să vedem mai multe lucruri. Dar deocamdată să fixăm așa. Deci, spunem, o mulțime poate fi dată în două moduri, precizată în două moduri, nu? Deci, mulțimea, hai să scriem așa, mulțimea, poate să fie dată în două moduri. Dată în două moduri. Două puncte. Amic. Precizând elementele mulțimii, așa poartă numele. Ce punem în acolat de poartă numele de elemente. Deci precizând elementele mulțimii, precizând elementele mulțimii, cum am zis, exemplu de mai înainte cu Maria, Mihai, deci am precizat concret Cristian și Mihaela, și B, o altă variantă, de indicând o proprietate comună. Indicând o proprietate de caracterizare. Indicând o proprietate de caracterizare. Aceea, că poartă ochelari, că au plovăr roșu, că știu eu, elevii dintr-o clasă. Asta îi face distinct și este suficient să știm cine sunt aceia. Deci, fie că indic concret, cum am spus Stan și Brian, fie că indic o proprietate de caracterizare. Acestea sunt cele două moduri de a indica o mulțime. Acum, despre un element care aparține unei mulțimi, s-a stabilit un mod de a scrie, în loc să spunem aparține mulțimii, în loc să spunem așa. Deci dacă notezi A e egal, mulțimea lui formată din Maria și respectiv virgulă alt element Mihai. Suntem elemente. Dacă vreau să scriu că Maria este un element al acestei mulțimi, voi scrie așa. Maria aparține. Asta este simbolul. Euro. Un euro, da. Aparține. Deci, Maria aparține lui A. Maria este un element al mulțimii A. Iar Maria așa, copii. Așa cum am indicat-o aici, Ion nu aparține. Și-l tăiem. Ion nu aparține A. Ion cred. Deci Ion nu este element al mulțimii A. Bine, am luat așa cu exemplu Maria și cu Mihai, dar eu pot zic așa. B egal cu mulțimea formată din elementele 2 și 7. Da? Din. Okay.
Și pot să zic că 2 aparține... Așa, 2 aparține lui B. Iar 3 nu aparține. 3 nu aparține. 3 nu aparține lui B. Da? Deci 2 este în B, iar 3 nu este în B. Așa încât poți să notezi tu, relația de apartenență se stabilește între un element și o mulțime. Scriem în cuvinte. Bine. Relația de apartenență, euro așa, se stabilește între relația de apartenență se stabilește între un element și o mulțime. Zidine. Bun. Iată, eu pot să notez așa. Notăm, să zicem, cu A egal cu mulțimea tuturor divizorilor lui 8. Deci egal cu mulțimea divizorilor lui 8. Da? Mulțimea divizorilor lui 8. Și atunci, eu nu am indicat niciun element, dar am indicat o proprietate, că sunt divizorii lui 8. Care sunt aceștia? 2, 4. Mai întâi, aia improprii, nu? 1 și 8. 1 și 8, știi, am vorbit de astea, nu? Improprii. Și la care continuăm cu 2 și respectiv 4, proprii. Da? Divizori proprii. Deci vezi, dacă am spus așa, mulțimea divizorului 8, tu ai știut la ce anume m-am referit eu, pentru că știi despre divizori, știi proprietatea lor, că ce calitate au asta, divizorii. Au acea calitate de a, nu, fiind, numerele respective sunt par la aceștia, adică sunt parte și la 2, și la 4, 8, și la 1, și la 8. Deci asta înseamnă divizori. Înseamnă numere care îl împart pe acela, pe 8. Și am să notez așa. Uite, D divizorii lui 10, spune-mi tu care sunt. Când am zis D indice 10. 1, 10, 2, 1, 10, 2, 5. 2, 5. Aceștia sunt divizorii lui 10, da? Cei doi proprii, 2 și 5, și improprii, 1 și 10. Bun. Deci aici am indicat proprietatea, calitatea lor. Iată cum aș spune așa. Deci D10 egal cu toți acei X, adică 1, 10, 2, cu proprietatea, spune o bară, cu proprietatea că X divide sau cu proprietatea că 10 se divide, 3 puncte, 10 se divide la X. Deci, vezi, de dincolo de bara asta, un pic oblică, spunem proprietatea, că 10 se divide la X. Și atunci eu am înțeles că fac referire la acești de aici, 1, 10, 2 și 5. În foarte multe greșiți găsim așa. Să se găsească mulțimea acelora cu proprietatea, să pune o bară așa, oblică, și se indică proprietatea. Da? Bun. Ia să vedem acum, găsești-mi tu să notăm așa. Notăm cu M egal cu mulțimea tuturor acelorași X cu proprietatea că X sunt mai mici decât 50, strict mai mic decât 50, și încă mai adaug, continui proprietatea, că X prime. X
prime. Adică X sunt, e vorba de faptul că X este un număr prim. Și acum, ca să vedem concret elementele, tu trebuie să gândești la toți X-ii, mai mici decât 50, care sunt numere prime. Care sunt acești X? Toate valorile X mai mici decât 50, numere prime. 27. 27? Nu se împarte la nimic 27? Nu. Ia să vedem, 27, număr prim, dar știi ce este număr prim? Da. Ce înseamnă număr prim? Care nu se împarte la nimica. Care nu se împarte la nimic, n-am niciun divizor. Cu excepția, e vorba de numere, toate numerele au divizori improprii pe unul și pe el însuși. Da. Dar e vorba de divizori proprii. Noi la asta ne ferim. Deci niște numere care nu au divizori proprii. Acele sunt numere prime. Da. 27 nu se împarte la nimic? A, în 47. 47, a, da. Deci 47 ar fi un element care e mai mic decât 50, dar încă mai sunt mai mici decât 50. Ia să vedem alte. 43. 43, e zis bine. Că nu are, din ce știți ca tabla mulțirii, nu are niciun divizor. 41. 41, iată, foarte bine. 37. 37. 31. 31. 29. 29. 23. 23. Acum e ușor. 19. 19. 17. 17. 13, ai zis. 11. 7. 11. 5, 7. 3, 2. 1. 2 și 3. Da, am zis 3. 2, 3 și 1. Dar 1 este număr impropriu. Deci noi ne gândeam la ăia proprii. Și iată că am găsit toți divizorii. Cred că sunt toți. Dacă să știi, ne-a scăpat unul, nu-i corect în mulțimea. Că zice toți, toți X-ii. N-a scăpat niciunul. Dacă n-am scăpat niciunul, eu aș iau lua o invers. 2, 2, 3. N-are importanță ordinea. 5 l-ai pus. Uite, 5 nu-i pus. Vezi? Ne-a scăpat 5. Dar eu am zis 5. Poate le-ai zis, dar n-am auzit eu. Eu sunt vinovat. Și eu. Ia să vedem, Măriuca. Deci noi aici trebuia să căutăm absolut toate numerele prime mai mici decât 50. Și, n-am făcut pe toate. Adică le-am scris pe toate. Da, le-am scris pe toate. Și deocamdată noi suntem la etapa... să zicem, să clarificăm lucrurile în ceea ce înseamnă cum poate fi dată o mulțime. O mulțime poate fi dată fie că le indicăm noi până în 50, le spuneam cine sunt, fie că spunem, dar indicând proprietatea, eu am ce am urmărit aici? Am urmărit să văd dacă tu știi ce înseamnă număr prim. Ei, și atunci, de ce autorul face, dacă vrei, și un fel de test în legătură cu felul în care se găsesc aceste numere de aici. Iată, am să mai zic așa. N egal cu mulțimea tuturor acelor X cu proprietatea că 2X plus 7 egal cu 9. X număr, trebuie să spun ce fel de număr, X număr natural.
Deci vreau să-mi găsești toți X și numere naturale pe care dacă le înlocuiești să facă relația asta adevărată. Sigur că tu poți să iei toți X și să vezi pe rând care verifică. Naturale. Adică de la zero începând. Că mulțimea nu naturală, tu știi cine este. Nu înțeleg. Deci... Eu acum am indicat un alt mod. Nu. O mulțime pe care n-am denumit elementele sale. Nu le-am precizat. Ci am spus că vreau să-i găsești tu cu proprietatea că dintre numele naturale, doar o parte din ele pe care le înlocuiești, bănuiesc eu, vor face egalitatea asta. Adică dacă înlocuiești pe X cu 0, cât vine? 2 ori 0, 0 și cu 7, fac 7 și nu e egal cu 9. De 0 nu-i bun, nu-l poți lua. Deci în mulțimea asta, cum am notat-o noi, N egal cu... Poate să nu notăm cu N, că să nu se confunde cu N natural de acolo. Hai să notăm cu X mare. Mulțimea X mare egal cu toți acei X. Hai să nu fii X-ul, ca să nu fii... B mic. B mare egal cu mulțimea tuturor, cu litere mare. Egal cu toți X și cu proprietatea acelor X naturali pe care dacă înlocuim să fac adevăr. Unu. Mulțimile toate se mătează, am precizat, mai insist încă o dată că suntem la început, cu litere mari. Deci egal cu 0 nu-l putem pune. 1. Ia să verificăm 1. 2. Deci 1 a verificat. 2 ori 1, 2 și cu 7 fac 9. Următorul, alt număr natural. 2. Verifică. 2 ori 2. 4. Și cu 7? 4 și cu 7, 11. 11 și nu face 9, deci nu-l putem lua, dar 3. 6 plus 7. Care face? Care face 13. Deci nu-l putem lua pe 3. Dar nu e exact. Ce observăm? Cu cât avansăm, crește valoarea expresiei din stânga după înlocuirea lui X cu 2, 3, 4, 5, mai mult decât 9. Bunul simț spune că ar trebui să ne oprim. Parcă vreau să cred că nu există o altă valoare, dar n-am niciun argument să spun că nu mai există o altă. Nu putem spune așa, pe cuvântul meu, că nu mai există mai departe. Păi eu un argument. Cuvântul tău, da? Este un argument. Da, 7 egal cu 2. Dar în matematică nu este un argument, că pe cuvântul meu că e bine. Nu. Și atunci încerc să transcriu relația asta, 2x plus 7 egal cu 9, într-o relație echivalentă. Adică ea să păstreze pe valoarea aceea 1. Da, să zic 3, 4, 5, puncte, puncte, puncte. Euro ăla, X. Deci, 3, 4 puncte, spui așa, că 3, 4, 5, 6 zic, puncte, puncte, nu mai aparțin, nu? Vreau să zic 0, 0, 2, 5, 0, 2, 3, 4, 5, puncte, 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 adică da. Multe. Euro, sau... Tăiat, euro tăiat, adică așa. Euro tăiat. B. B. X, X, X. Nu poți să le pune aia. Dar vezi tu că aici sunt... În momentul în care ar fi fost... este corect într-o măsură, dar sunt foarte multe cu puncte, puncte. Nu e alți argumente. Și uite ce îmi vine mie în minte acum. Să iau relația de caracterizare. Relația care caracterizează X și ăștia, 2X plus 7 egal cu 9, să o duc într-una echivalentă. Și să știi că într-o egalitate putem scădea același lucru din ambii membri fără ca egalitatea să se schimbe. Te gândești la o balanță. Când ai o balanță și iei
aceeași și din stânga și din dreapta, aceeași cantitate, balanța rămâne neschimbată. Și de aceea scădem un 7. Scădem 7 din ambii membri. Da. Și atunci de ea devine 2x plus 7 minus 7 egal cu 9 minus 7. Da? Deci am scăzut pe 7 și din stânga și din dreapta. Hai să notez cu roșu ca să înțeleagă și prietenii noștri și mai bine. Deci minus un 7 din ambii membri. Și acum, iată, minus 7 și minus 7. Și ea, egalitatea se păstrează, nu s-a modificat. Că am intervenit și în membru stâng, am scăzut 7 și din drept, membru drept am scăzut 7. Și atunci devine 7 minus 7, cât face aici? 0, nu? Da. Și cât rămâne? 2x egal cu în membru drept cât merge? 9 minus 7, cât face? 2. 2. Și a apărut acum întrebarea. 2 ori cât este egal cu 2? 2 ori 1. 2 ori 1. Și de aici se vede că x-ul acela nu e altcineva decât 2 împărțit la 2. 2 împărțit la 2, care face 1. Și de aici, relația de caracterizare din proprietate, 2x plus 7 egal cu 9, am dus-o spre singurul x care a ieșit ca valoare, x egal cu 1. Și ăsta este modul de a fi rezolvat, de a fi descoperit cu precizie maximă, că doar 1 este cel care element. Deci B egal doar din 1. Deci după ce am făcut această mișcare, Măriuca, de am lucrat noi am lucrat asupra proprietății caracterizare, am văzut că dacă locuim pe 1, verifică, 0 n-a verificat, pe 2 n-a verificat, pe 3, și am simțit cu toți, împreună am simțit amândoi, că orice alt X mai mare decât 1 nu-i bun. Nu aveam eu suficiente argumente să spun că este doar 1, doar 1 e corect. Atunci am luat proprietatea de caracterizare, 2x plus 7 egal cu 9, și am dus-o ușor prin echivalență, adică fără să se modifice nimic, făcând operații și în stânga și în dreapta, am scăzut același lucru din ambii membri, uneori adunăm același lucru din ambii membri, încât în final ne-a ieșit o relație foarte simplă, 2 ori cât e egal cu 2. Acel x egal cu 2 împărțit la 2. Nu? Dreapta împărțit la stralatul de aici. Sau dacă vrei, foarte simplu, x egal cu 1, că se vede 2 ori cât fac 1. Se face în clasa 0, în clasa 1. Așadar, am rezolvat. Deci, de foarte multe ori în exerciții, propunătorii ne dau o proprietate, noi luăm proprietatea de caracterizare și o lucrăm și găsim elementele. Deci nu avem exact elementele, ci doar proprietatea de caracterizare și acolo o lucrăm. Hai să mai vedem mai departe, să mai dau eu ție una acum. Ia să vedem. E totul ok? Numai un pic sunat ceva, dar dacă să-i dau răspunsul, mai târziu să vină. Cineva care vrea, probabil, să stau de vorbă cu ea, dar o am în acum. Alo? Alo? Ați revenit. Așa. Uitați, eu sunt într-o lecție de matematică acum și când termin, vă sun eu. Bine? Cu drag. La revedere. Așa. Din păcate, o să se termine de 9 sau 10 minute. Cât? Mai sunt 9 sau 10 minute, da? Numai bine mă descurc, Măriuca, că ceea ce vreau să punctez mi-este suficient. Deci,
Ai înțeles că o mulțime poate fi dată în două variante, fie indicând elementele concret, fie precizând proprietatea, rămânând ca tu să descoperi elementele din proprietatea de caracterizare. Dar acum, operații cu mulțimi, să zicem. Operații. Lasă mă factura următoare. Mai. Operații cu mulțimi. Mi-am pregătit pe terenul și. Operații cu mulțimi. Ei, Măriuca, am să dau două mulțimi. A mare, acum le precizez. A mare egal cu 1 și 7. Atenție, nu mai repet încă o dată 1. Într-o mulțime nu se repete elementele. Dacă e Stan și Bran, sunt numai doi, ce nu Stan, Bran și iar Stan. Adică nu pot să spun că membrii familiei Ursu e Măriuca, Mihai, Cristi Mihaela și iar Maria. Ai cum să fii? Maria, numai dacă ar fi două Marii în familie, adică două fetițe care au fost cu același nume. Dar ar fi Maria 1, Maria 2 sau știu eu, ar avea un nume de identificare. Deci, iată, am luat așa. A mare egal cu 1 și 7, B mare egal cu 3 și 7 și 9. Deci, astea sunt elementele. Una are două elemente, 1 și 7, B are 3, 7 și 9. Deci, B-ul este independent, nu mă interesează. Sigur că 7 îl văd și colo și colo, dar nu-i problemă. Poate să fie așa ceva. Și acum, putem face din operații. O primă operație este operația aceasta, se cheamă reuniune. Da? Un U. Da? Reunita. Reuniune. Reuniune. Să reunesc la un loc. Da? Punerea la un loc a elementelor. Punem la un loc, între aceeași mulțime cu alte cuvinte, asta înseamnă un loc, elementele celor două mulțimi, elementele celor două mulțimi. Punem la un loc. Adică, vom scrie aici, A reunit cu B, A reunit cu B egal cu, spune tu cu cine este, să văd dacă ai înțeles. A reunit cu B. Punem la un loc. Punem mai întâi. Celor două mulțimi? Da, 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 da. Punem la un loc elementele din cele două mulțimi. Ne uităm la prima, punem pe 1 și 7 și până ne mutăm privirea la cealaltă. Și le adăugăm și pe cealaltă. Adică pe ce le adăugăm? 3, 7, 9. A, nu, 7 am pus odată. 3 și 9. Doar atât. Ok. Da? Deci reuniunea înseamnă punerea la un loc o singură dată, nu 7-7, că așa am zis, că nu se repete. Ok. O altă proprietate este intersecția. Uite asta, așa se notează. Intersecția. Intersecția a două mulțimi. Adică, ce este comun? Ce este comun. Punem doar elementele comune, care le găsim și colo și colo. Concret, cât ar fi în cazul nostru A intersectat cu B? A intersectat cu B. Adică ce este și colo și colo? 7. 7 atât. Egal cu mulțimea formată din elementul 7. Deci, reuniunea înseamnă punerea la un loc și într-una și într-una pot să fie și trei mulțimi. Din toate trei mulțimile. Și obțin o mulțime mai mare care le conține pe toate. Și din prima și în a doua și în a treia. Iar intersecția este numai ce este comun. În cazul nostru, 7 l-am văzut și sus și jos. Da? Deci, cum ar fi, așa cum mă spune nimeni, o intersecție de două drumuri.
dacă drumul ăsta se intersectează cu celălaltul, asta e intersecția. Adică acolo, când s-au întâlnit cele două porțiuni aceia, cum vine la voi strada, nu știu care, cu strada, nu știu care, s-au intersectat într-un loc. Și șapte... element comun. Șapte este element comun. Adică poți să spui că șapte aparține și lui A și lui B, da? Șapte aparține lui A și șapte aparține și lui B. Asta înseamnă când vorbim de intersecții. Deci, deocamdată, două operații le-am precizat. E vorba de reuniune și intersecții. Și am pus la punct modul în care este dată o mulțime. O mulțime e dată fie precizăm elementele, fie printr-o proprietate. Nu le avem, dar trebuie să înțelegem, să interpretăm proprietatea și pe baza proprietății să le descoperim. Cum spuneam, fetițele care au ochelari, sau știu ce am mai spus, ca exemple. Sau în cazul nostru mai devreme a fost numele cele primii mai mici decât, mai mici decât 50. Și nu le-am spus care ești, dar le-am putut descoperi împreună. Și după care, dacă am găsit elementele, putem face reuniunea, intersecția. Sunt operații care se fac mulțimi. Reuniunea, intersecția și o să mai vedem și alte proprietăți. Dar cu asta înseamnă că noutatea lecției de astăzi este asta. Mulțimi. Am deschis discuția despre acest nou capitol, această noțiune nouă, noțiunea de mulțime, care înseamnă o colectivitate, mai multe obiecte la un loc, pus între două acolade. Sigur, cu ele putem face operația de punerea la un loc a mai multora, reuniunea, intersecția și ce alte operații mai putem face, o să discutăm în ora care vine. Că mai sunt câteva operații și o să mai punctăm, așa cum vei vedea, și alte lucruri importante. Doar am deschis discuția și o să vedem exact ce și cum. Un lucru foarte interesant poate să fie și asta. Așa, dragilor, ne oprim aici și continuăm de la 5 la 6. Tu ai promis că 5 cifre la împărțirea aceea vei avea ca temă, nu? Și vei prezenta acelea. Da. Bine, Măriuca, la revedere, dragilor. Pe curând. Pa. Pa.